Eu simt dorința din ce în ce mai mare de a mă dedica acestui gen de proiecte pentru că dacă inițial am făcut-o nu știu, știam știam de nevoi. Știam că sunt copii în țara pentru că m-am circulat foarte mult prin țară și am văzut că care e gradul de sărăcire din țară? Cam, nu știu, sunt foarte mulți copii care, dacă mănâncă o bomboană sau o gumiță din aia de 10 bani, este cam maximul de ceea ce își pot permite părinții să le ia. Sau, mă rog, poate și-ar putea permite mai mult, dar nu întotdeauna ajutoarele alea primite se duc pe calea cea mai bună. Eu știu, poate o pensie care ar trebui 100% să fie a copilului, se duce și pe mâncare, se mai duce și pe un suc, uneori și pe o cafea sau pe o țigară, dar, mă rog, asta e altă discuție și nu aș vrea să intrăm în ea acum, pentru că acum trebuie să vedem partea frumoasă, în primul rând, a lucrurilor. Da, prima dată am plecat, am lăsat o campanie la care nu s-a alăturat aproape nimeni. Deci nu știu am avut doi trei oameni care au dat au sprijinit campania. Și eram îngrozit că am făcut câteva cumpărături umplând o sacoșă cu eu știu o jucărie cu volum mare dar care costa câțiva lei adică toată sacoșa aia costa foarte puțin și mă gândeam Dumnezeu, mă duc la copiii ăștia acum iar ei vor fi extrem de dezamăgiți când vor vedea de fapt, nu, copiii au fost super încântați când l-au văzut pe moș. Am avut un prieten îmbrăcat în moș cu noi. Când au văzut cadourile, toți recitau, toți săriseră pe moș. La un moment dat erau, cred că, 20-30 de copii. Fiecare spunea poezia, fiecare spunea rolul. În speranța că primește imediat educatoarele, trăgeau de ei, nu, stați că se așeze moșul, ei nimic. Au fost atât de simpatici, erau atât de nerăbdători să pună mâna pe moș, pe cadouri, pe tot. După aceea a urmat la 5 luni campania cu Iepurașul, unde s-a alăturat mai multă lume și tot așa, de la an la an, din ce în ce mai mulți oameni ne sprijină. Sper ca în viitor să câștigăm și mai multe companii care să ne ajute, mai ales producători de dulciuri și de jucării ne-am dorit. Am făcut o postare duminică când încărcam Duba. Eu am cerut o dubiță din asta de vreo 7 metri cub și am primit una de 20, cred că. Și arătea goală așa. Și am făcut o postare și am spus că cel care ne-a trimis Duba este vinovat pentru că la anul va trebui să umplem acea dubă. Și cineva a spus acolo, păi da, în 2020 trebuie să strângeți 2020 de cadouri. Și eu cred că ar trebui să fie titlul proiectului să umplem Sacul Moșului cu 20-20, cu 2020 de cadouri. Nu știu, vom vedea. Vom vedea dacă se vor implica grădinițele, vom găsi grădinițe care se implice, și parteneri sunt convins că se vor alătura. Eu cred că nu e imposibil. Nu e imposibil. Și asta ar fi, pentru mine cel puțin, un lucru fantastic. Înseamnă că, într-adevăr, mi-am găsit drumul pe care trebuie să merg, să fac tot ce pot pentru a-i ajuta pe copii. Pentru a le oferi și mici plăceri, de a încerca să îi ajut, și nu știu, pe alte căi, să dotăm o grădiniță, o școală. Să, iată, am cereri de mobilier. Iar cel mai interesant și mai plăcut, și poate și mai șocant pentru mine, este că mi s-au cerut cărți. Am la ora asta patru sau cinci școli care mi-au cerut cărți. Pentru că în zonele astea rurale, nu toți copiii au bani de telefon, de internet, de tablete, de calculatoare și caută să citească. Și mi s-a spus că sunt mulți copii care citesc, iar bibliotecile sunt învechite, cărțile sunt deteriorate câte mai sunt și nu prea mai au ce să le dea. Așa că imediat după sărbători voi începe o campanie de strâns cărți. Pentru că am văzut că la ora asta nu se prea mai poartă biblioteca în casă. Și sunt mulți care aruncă cărțile, și e păcat. Noi le luăm, le luăm și le vom duce acolo unde trebuie, în mediul în care uh, sunt cerute, în localități, în sate, la copii care vor. Și voi încerca, după sărbători, să iau legătura cu ei și să identificăm împreună nevoile. Uh, nu am bani, nu am cu ce să-i ajut pentru că nu sunt un om bogat, din... dar cred că aș putea mișca unele uși ca pentru ei funcție de problemele pe care au să facem ceva. Am întâlnit un copil cu probleme, sper să găsesc un medic care să poată avea grijă de el. Mi s-a cerut ajutorul, mi au cerut ajutorul părinții lui de fapt și învățătoarea. Uh, nu, sunt, sunt cazuri, sunt multe. Eu cred că anul ăsta am reușit. O mie de copii, eu cred că au avut măcar câteva clipe de bucurie, și consider că în felul ăsta noi ne-am făcut datoria. Iar noi, ca donatori, și eu și m-am spus: dacă vedeți privilegii care au dat, vă dați seama că la rândul nostru suntem cu toții fericiți. Pentru că, tocmai pentru că am văzut bucuria asta. Iar fenomenul, eu sunt convins că va crește că măcar atâta lucru pot să fac și eu pentru nu știu, copilul meu și pentru tot ce a fost. Dar datorită lui, sau, nu știu să, să mă exprim aici când aș vrea să fac o greșeală, dar lui plăceau foarte mult copiii și, ca să vă spun, eu nu sunt, n-am fost niciodată un om care să îmbrățișeze un copil. Până când l-am îmbrățișat al meu. Din momentul ăla au început să-mi placă și mie copiii. Până atunci eram un om care, nu știu, aș fi preferat mai degrabă să stau departe de copii. E, acum simt că pot să fac ceva pentru ei și cred că ăsta e cel mai important lucru pe care eu îl mai pot face de acum în viață.